Bine v-am regăsit, oameni buni. Astăzi, un subiect cât se poate de interesant pentru dumneavoastră. Vorbim despre trandafirii pentru dulceață. O lecție pe care putem să o învățăm cât se poate de la mare artă, de la cine? De la vecinii noștri, mai de la sud, de la bulgari. O să vă arătăm cam câți bani ai nevoie pentru a înființa o cultură de trandafiri pentru dulceață, în așa fel încât să aduci suficienți bani în familia ta, suficienți încât să-ți aducă și zâmbetul pe buze. Avram Fițiu o să ne ajute să vă aducem zâmbetul pe buze. Salut, Avram! Bună, Dinu! Hai să vorbim despre cultura de trandafir, cu trandafir pentru dulceață. Mai precis vorbim despre Rosa Damascena, celebrul soi pentru dulceață, pentru uleiuri volatile, pentru apă de trandafiri, pentru multe alte lucruri care se pot face din aceasta. 10.000 de euro ai la tine? O să trebuiască să împrumutăm poate pentru înființare, pentru că sunt convins e o afacere cât se poate de atractivă, de sexy, să spunem așa, între ghilimele, încât sunt ferm convins că foarte mulți dintre cei care ne urmăresc vor dori să facă acest lucru. Eu ți-aș propune o variantă mai simplă picuț, la un euro investiția, că la 10.000 e cam mult. Un euro investiție pentru un hectar. Adică ce zici, cum? În regulă? Păi da, să-ți explic povestea mea legată de trandafiri. Acum vreo câțiva ani de zile am ai un euro la tine? Are cineva prin un euro la eu? 5 lei, așa. Vă rog eu frumos, dacă... Radu, da. Fă o chetă, te rog eu frumos. Uite, nu-i zi de salarii, nu? Ok. Uite, cu câțiva ani de zile, mergând la Rad, la o prietenă care are 50 de hectare de plante ornamentale, dintre care 25 de trandafiri, cel mai mare rozarium din România, la mândru loc, în Arad. Și a rugat-o pe Mihaela să-mi dea, zic, Mihaela, dă-mi voie să-mi iau și eu de aici să fac niște ceaiuri de trandafir, de la tine de aici. Și mi-a luat și o găleată de fructe de trandafir. Am venit acasă, frumos. Tu subtil, de fapt. Tu, de fapt, ai păcălit-o pe femeia aia. Era o prietenă. N-aveai tu nevoie de astea să-mi fac și eu niște ceaiuri. Așa. Am făcut și niște ceaiuri. Câte ceaiuri ai făcut? Două sau trei. Restul au putrezit, au ieșit semințele din ei, au căzut pe... Am stat o jumătate de oră, mi-am recoltat o jumătate de găleată de fructe, am venit acasă, mi-am scos sămânța și am semănat. Deci n-am nevoie de 10.000 de euro și am semănat ceva mai important decât Rosa Damascena. În sensul că am semănat niște... Diferența de 9.999 de euro, vă așteptăm să, nu știu, treceți pe la studio și... 5 euro deja? Licitația a început. Deja ești în grafic, ai bani pentru 5 hectare de trandafir, Florine, să știi. Deci, am mers pe ce are Mihaela. Mihaela are mai multe soiuri, printre care cele rustice. Și am ales o variantă de soiuri rustice, care stau la baza formării trandafirului modern. Adică undeva la 1900 am mers în spate și am venit și am mers pe o înființare, prin semănat și nu prin plantat, așa cum ai spus-o tu, inițial. Randamentele pe varianta asta sunt la fel de grozave, evident, ca și pe partea în care vii, evident, cu butașul. Evident. Povestea cu altoitul și cu plantele de care spuneai tu mai înainte, că trebuie să cumpăr plante, adică puieți altoiți ca să plantezi și mă costă într-adevăr 10.000 de euro pe un hectar, e o variantă clasică care a început în anii 50-60, dar noi mergem pe variantă mai inteligentă, în sensul că mergem prin semănat. Aici apare o regulă lui Mendel care o să-mi permită să-mi dea un clorit extrem de divers. O să-mi dea toate culorile din lume, că prin segregare o să am verde, roșu, portocaliu, toate culorile posibile la petale, pentru că o să-mi dea tot strămoșii acestui trandafir în distribuție. Pentru cei care ne-ați urmărit pentru acest promo pe pagina de Facebook, aflați că această emisiune se va difuza integral pe canalul Agro TV sâmbătă seara, da, de la orele 20. Acolo veți afla toată povestea, cam cum ar trebui să demarați, de unde ar trebui să începeți și cum puteți să rentabilizați economic o mică proprietate, nu un hectar. Dacă faceți 1500 de metri pătrați, 2000 de metri pătrați cu trandafir, Rosa Damascena sau pentru dulceață, uleiul și așa mai departe, o să constatați că v-a schimbat cu adevărat viața. Noi o să ne revedem de bună seamă și pe Facebook. Deci, poți pleca pe ambele variante. Varianta a doua, prin semănat, este mai inteligentă. De ce? Pentru că îți va crea o distribuție în rândul plantelor tale, deci nu la nivelul plantei tale, vei avea o distribuție de culori diferite, adică plantele nu vor mai fi uniforme. Îți vor aduce din descendenții acestei povești, din spate va veni cu culori extrem de variate.
Adică planta 1 va avea culoare spre mov, cealaltă mai spre roșu, depinde cine vine. Vine bunicul, străbunica, care se exprimă fenotipic la nivelul plantei de astăzi. Ori este fundamental în materie de, să zicem, de business-uri legate de sezonul estival, să ai o paletă cât mai variată de culori. Noi vrem, în primul rând, culoare. Cât ai spus acum, trandafir de dulceață. Da, dar dulceața este doar o primă categorie de produs. Da. Eu, de exemplu, sâmbătă pregătesc pentru festival, pentru duminică pregătesc, de exemplu, o apă aromatizată cu petale de trandafir. Și o să am o apă aromatizată cu mai multe culori de petale. Că dacă aveam o singură, un singur soi de trandafir, nu era atractivă știi poveste. Știi că avem atâtea dive în țara asta. Poți să le recomanzi dincolo de o spălare interioară cu apă aromatizată cu trandafir și niște băi, nu știi, niște piscine în care s-ar putea duce un spa. În primul rând acasă, la spa de acasă, în vană, da? Este foarte important ca în vană să ai toate culorile posibile și să ai, deci în punga respectivă de petale proaspete sau uscate, depinde pe care variantă mergi, să ai o paletă interesantă de culori pe care obții mult mai inteligent din varianta semănaturii. Apropo de spa, am o cunoștință care a făcut bani foarte frumoși exportând fân în țări arabe. Adică strog. Da, pentru astfel de spauri, pentru astfel de... Deci a venit un cetățean din Orient, a văzut ce floră spontană senzațională avem și a spus, vreau atâta cantitate de fân. N-a spus la început pentru ce dorește, a spus, le vreau compactate foarte bine în mici calupuri de... De așa era multă iarbă presată și multe flori acolo. Și ca în final să ne spună, de fapt, merg în cele mai luxoase spauri din Arabia Saudită și de prin alte... S-au trezit românii. După una dintre emisiuni, m-am trezit cu un tânăr din Bistrița și mi-a zis, zice, mi-am golit toată șura și toată pleava am adunat-o și mă apuc acum să o ambalez la 100 de grame, 200 de grame ca să vând pentru băi, să vând pleava care rezultă de la fân de sus din șură. Deci înseamnă că lucrurile prind și că oamenii încep să înțeleagă povestea. Tot suntem mâine la St. George's Bay, duminică. Adică facem o pălincă cu strog. Facem o pălincă cu strog și facem tot St. George's Bay. Așa că nu știu ce a mai rămas din băile de acolo, cam prea puțin. Băi, cu lapte am putea face și cu zer. Pentru că suntem la un festival al oieritului, o să propunem data viitoare, dacă ne apucăm acum. Poate și acum. Nu știu, două, trei vane, o să vorbim cu o companie care vinde obiecte sanitare, să aducă, domnule, să facă un spa în aer liber, la umbră sau la soare, sub umbrelă, în care vom face băi cu lapte, tot și, pentru și cu zer. Dive. Și cu zer. Cine... Și cu zer. Împărați și împărătese. Înainte, nu numai divele, ci și oamenii politici mergeau la astfel de sanatorii pentru a se reîmprospăta. Bun. Hai să lăsăm divele, da? Nu despre tu dive. Tu te de dive, mă, cum e te... vorba, dar e o afacere foarte delicată. Am mai vorbit despre chestia asta, mă rog, în contexturi. E o afacere atât de delicată, atât de frumoasă, atât de parfumată, atât de senzațională, încât ți-e mai mare dragul. Adică, dincolo de faptul că faci și bani făcând treaba asta, ai și o plăcere deosebită de a fi într-o grădină care din mai până în iunie inclusiv înflorește, înflorește, înflorește. Culegi florile doar în deschiderea zilei, dimineața, pe rouă, când încă n-au venit nici hărnicuțele de albine să te încurce la cules și ceea ce rezultă de acolo, iarăși, e absolut fascinant. Până septembrie la mine am recoltare. Bun, sigur, dacă sunt ani mai... Nu, am și trandafiri. Am trandafiri care prin semănat dau o recoltă până septembrie de petale. Deci, ca atare, e o poveste care se întinde din mai nou, din 15 mai, până în septembrie, un 4-5 luni de zile, deci interesantă poveste. Deci, bun. Hai, investiția este... Pe cât să investim? Hai să facem, să dăm dimensiune acestei afaceri. Aici ne cadrăm undeva între 5.000 de metri pătrați până la un hectar. Că nu ai investiție. Investiția este... Avem cunoștințe care fac lucrul ăsta. Că vorbim de Valentin la Herman, că vorbim de alți oameni care fac treaba asta și o fac pe suprafețe undeva la 1.500
extinzându-se și ei, pentru că au constatat că piața le recunoaște valoarea produsului și extind. Însă și la 2000 de metri pătrați e o frumusețe depinde de cum o profile... 20.000 de borcane. Depinde cum o profilezi ca afacere. Dacă mergi pe dulceață, să zicem, este un tip de public, dar aici poți avea o paletă foarte largă de joc. Adică nu numai dulceața. Poți să faci, de exemplu, să faci un produs cu o instalație de separare de uleiuri volatile, încât să poți, printr-o banală instalație de distilare, să vii cu apă și cu petale de trandafir, încât să poți scoate ape încărcate cu arome pe care le poți folosi în cosmetica de acasă sau în cosmetica, să zicem, ca business. Deci aici ai o paletă largă. Depinde unde joci acest joc. Toată lumea știe de dulceață. Dați-ne un cadru general, vă rog, frumos, să vadă lumea cât de frumos, cât de simplu e până la urmă să produci o dulceață din flori de trandafir. E adevărat, acolo unde e natură mai apar și zburătoare și alte insecte, tocmai scotea doamna de acolo ceva. Însă e la îndemâna oricui. Toate mămicile, toate bunicile noastre știu să facă așa ceva. Este pe trend și asta cu insectele, pentru că în 10 ani de zile avem o generație de tineri care încep să mănânce insecte. Deci în Germania chiar se permite deja să se mănânce. Așa că este pe trend. Acum, dacă or mai fi, o să fie insecte de cultură. Sunt convins că deja se fac culturi de insecte pentru proteina lor. Însă povesteam apropo de insecte, dacă te duci în țări poluate, mai poluate decât România, într-un traseu cu mașina pe o stradă, mă rog, mai națională, europeană, parbrizul tău nu se prea încarcă cu musculițe, cu tot felul de gâze dintre astea care se lovesc de parbriz. În România se face deocamdată, ți se, mă rog, mătuiește parbrizul la un parcurs de 150 de kilometri. Înseamnă că avem o țară mai curată. Înseamnă că avem o țară mai curată. Absolut. Asta e foarte important. Și... Să știți că faptul că aveți parbrizul încărcat e semn că avem o țară în care se poate respira încă. Se mai poate respira, pentru că altfel dincolo le-au omorât cu ajutorul pesticidelor și au distrus tot ce înseamnă biodiversitate. Ca atare este un mediu mult mai poluat în Germania, Franța sau în alte țări. Deci este o lume în care se poate trăi decent în România. Deci revenim. Aș propune o variantă simplă pentru oricine, mai ales cum spuneai tu, că nu e neapărat o abordare foarte profesională, adică să faci un jumătate de hectar, un hectar, două sau mai mult. Sămânță. Pentru a avea diversitate maximă coloristică, da? Deci, practic, tu spui că începi cu 2 euro, adică faci o afacere din nimic. Te duci la vecinul și îl rogi frumos, la care... Timp de o jumătate de oră îmi recoltez acolo și eu o pungă de fructe, vin acasă, mi-am scos sămânța, da. O fac din plăcere, n-am ce să bugetez, n-am ce să calculez. Dacă mergi pe această variantă, simplă, deși tehnologiile sofisticate îți spun ție că te duci cel pe care altruiz, vrea să-ți vândă butaș și să-ți vândă materie. Bun, noi trebuie să ne întoarcem genetică. La ceea ce putem controla din punct de vedere genetic, că în momentul când îți scapă din mână genetica, înseamnă că nu mai este propriul tău stăpân. Ori noi aici suntem la o școală de stăpâni. Trebuie să învățăm să devină stăpâni. Faptul că merg pe sămânță înseamnă că își permit în continuare să-și recolteze, chiar dacă se creează variabilitate genetică și avem o diversitate extraordinară, că asta vrem. Vrem o lume nu uniformă, vrem o lume cât mai diversă. Deci n-am investiție. Deci o afacere fără investiție. Vă rog să și titrați pe micul ecran acolo cum să înființezi o cultură de trandafir cu un euro. E pont, să ne înțelegem, adică... Simbolic. Da. Numai eu iau cazul meu. Ca și privatizările. Știi cum au privatizat șai noștri? Au spus, băi, dăm fabrica asta, chiar dacă valorează poate 500 de milioane, o dăm pe un euro. Sigur, vă punem niște condiții să țineți muncitorii doi. La poartă. Mai iau cazul meu. Nu l-am făcut ca și afacere. Dar astăzi, faptul că am acasă sute de tufe de trandafir de 2 metri înălțime, trandafir urcător vorbim. Eu nu înțeleg un lucru, Avram. De ce ții tot timpul secret lucruri? De ce eu, după ani de zile de când ne cunoaștem, eu aflu lucruri de-astea inedite dacă te provoc la anumite teme? N-ar fi frumos din partea ta să vii să mi te spovedești toată, să-mi spui, uite, Dinu, am așa, 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 încât să nu mai îmi provoci surprize. Nu-i bine, pentru că te-au de o țară întreagă. Mă apucă ciuda, înțelegi? Pentru că dacă aș fi știut că deții un patrimoniu de trandafiri atât de valoros, câte specii ai spus că ai? Nu știm câte sunt acolo, zeci. Da? Că nu le-am luat pe soi, le-am luat la grămadă, deci au venit la rând când am recoltat. Deci dacă iau acum ce am acasă,
ca trandafiri, care au un parfum deosebit, la nivel de întreținere, eu am undeva la 4-500 de tufe în acest moment de 2-3 metri înălțime, da? Pe această cantitate se poate obține 1000 de euro ușor pe lună, numai la nivelul acestei suprafeți. Eu nu am o suprafață plantată în mod sistematic. Da, da. La mine, eu mă mărginesc o proprietate încât să nu deranjez, să nu ocupe spațiu din zona utilă. Deci un fel de garviu, roată, încât să putem mărgini alei și diferite suprafețe care le avem acasă în fermă. Cred că să ai un garviu pe, nu știu, 300 deci, undeva, de metri... Deci avem la 300-400 de metri de garviu. 400 de metri garviu. Bun. 400 de metri, nu să-l faci metodic așa, adică cu sistem. Bun, ce trandafir, mălin, coacăz, absolut, toate cele, cred că ai putea un an de zile să faci business din gardul ăla. Dacă m-aș apuca acum la recoltat, cu siguranță aș avea 1 milion de petale în acest moment de recoltat pentru 1 milion de ape aromatizate, ca să vorbim acum simplu, da? Deci, fără probleme, ai putea să pui în valoare sub această formă. Sigur, nu la nivel de dulceață, dar la nivel de alte produse din această categorie. Bun. Întreținere. Fiind vorba de un produs extrem de sălbatic, nu are nevoie de tratamente pentru boli, pentru dăunători. Deci n-am intervenție chimică. Absolut deloc. Este o cultură absolut ecologică, deci un trandafir ecologic. Prin definiție. Chiar suntem certificați în ecologic. Dar până acum n-am vândut, că n-a fost până acum, să zicem, motivația. Dar acum a apărut și motivația de vânzare. Bun. Am o cheltuială legată de întreținere. Da, îmi ia o zi, într-un an de zile, ca să pot întreține 4-500 de tufe, adică să fac tăierile. Și să fac, să zicem, o legare pe spalier. Bun. Dar e vorba de o zi pe an, pentru, în cazul meu. Da? Unde vine cheltuiala mare este cea de recoltare. Recoltarea trebuie făcută în alte condiții. Dimineața pe răcoare este regula jocului, da? Dacă vorbim de petale, da? Bun, dimineața pe răcoare e o operațiune care se face cu delicatețe și sigur cu răspundere, pentru că nu poți să fii grăbit, că la o astfel de cultură te mai și împungi. El are niște frunze transformate în spini, pentru cei care sunt neatenți, și atenționează că nu tot ceea ce vezi verde de acolo este frunză, și că ai și spini, și atunci va trebui să faci o muncă delicată. Unele sunt mai spinoase, altele sunt mai puțin spinoase. Depinde de soiul care l-ai ales. Ai grădina botanică din Cluj-Napoca. Chiar la intrare pe stânga, frumos colorat, un mov, varietăți diferite. Deci mai avem. Plus că îmi spuneai de un cetățean român în Ardeal, care are o proprietate cu vreo 25 de hectare de, de trandafir și câte specii cel de mai mare acolo? 2700 de soiuri de trandafir. 2700, da, incredibil. Este cel mai mare rozariu din România, la Mândruloc. Mândruloc, așa îi spune satului, da. Undeva lângă Arad, la Arad, undeva la 10 km, la ieșire din Vladimirescu înspre Deva, un frumos rozarium. Revenim. Deci recoltatul, da, este o poveste interesantă, dar n-ai nevoie de angajați pentru 2-3 mii, 7 mii de metri pătrați pentru anumite tipuri de produse. Acum, e și o urgență aici în ceea ce privește prelucrarea, pentru că mai mult de 12 ore se spune nu e ok să lași petalele neprelucrate, fie le treci, deci, la uscat, vei făcând șaiuri cât vei putea pregăti, ce faci cu ele? Le duci într-o zonă de uscare sau le folosești în zona de dulcețuri, siropuri, distilate sau ape aromatizate, sau tot ce înseamnă acum produs de sezon, produs care este în trend. Depinde cum îl faci. Deci, aici așa gândești lucrurile încât dimineața ai recoltat, iar imediat când ai terminat de recoltat să poți merge la partea de procesare. Iar produsul a doua zi, un produs care să inspire prospețime, să ajungă pe piață. Sub diferitele forme care le poți gândi. Dacă e vorba de distilare, în cazul ăsta, proaspăt intră direct în distilare. Deci nu e un produs perisabil, decât dacă te duci la varianta de petale proaspete pentru zona de baie, da? Unde ai nevoie automat de spații de frig. Bun, ai răspuns foarte bine, te rog să poftești la loc. Hai să spunem oamenilor, bun, facem de la ape aromatizate, siropuri, dulcețuri, uleiuri volatile, unde ai vinde tu ceea ce produci pe
2000 de metri pătrați, nu mai mult. Pentru că la 2000 de metri pătrați vorbim deja de vreo 20.000 de borcane de dulceață care se pot realiza de pe suprafața asta și, evident, și siropuri aferente. Unde le-ai vinde? Este un business direct la consumator. Adică tipul de vânzare specific pentru această afacere este legată direct de o distribuție direct la consumator. Asta înseamnă că ție agenda telefonică, ție prietenii din agendă, care își sună prietenilor și construiești o rețea de consumator. Sau plecând găsești pe cineva care ține o pagină de Facebook, așa cum ar trebui și noi să găsim pe poate cineva, cred că am și găsit, sperăm să funcționăm altfel, da? Încât să ai o promovare deci fabuloasă. Este vorba de o importantă... Deci vorbim, mai ales că vorbim de trandafir, de petale, adică putem obține niște fotografii deosebite, este vorba clar de o promovare pe rețele sociale de unde construiești plus evenimente, târguri, cu produse tradiționale în general. Pentru că... Ele nu fac vânzare, ele fac, să zic, sunt bune pentru promovare, în sensul că te scot în evidență. Dar zona efectivă de marketing este ce ai spus, rețele sociale. Rețele sociale. Dar pentru că foarte mult în ultima perioadă de timp, lumea s-a mutat acolo. Oamenii, dacă până acum locuiau pe canapea în fața televizorului, de acum foarte mulți nici măcar nu mai locuiesc pe canapele, locuiesc direct în mediul online, da? Acolo e o lume nomadă, simte... e o lume nomadă digital, așa li se spune, nomad digital, care se construiește plecând de la 10-20 de ani. Să fii plecat de acasă, să fii nomad digital, nu? Ușor plecat de acasă. Să fii plecat de acasă, știi de exemplu... Știi că se vorbește și de o demență digitală. Este un psihiatru german care vorbește cu multă știință despre acest fenomen al demenței digitale, a dependențelor create de în rândul tinerilor, pentru că mai dăunăs dependențe făceau adulții, bănesc de alcool, că, de tutun, cel de care, scris, care vorbește despre treaba asta este un om la vârsta noastră. Așa este. E când vorbești cu și are 6 copii și era catalogat drept fundamentalist, adică par nebun să faci 6 copii în ziua de astăzi. Pentru un tânăr la 20 de ani de zile, lumea lor e o lume care se construiește pe alt sistem de valori. Va trebui să ne putem și noi apropia de povestea asta, să le înțelegem așteptările, să vedem cum ar trebui să ne comportăm la vârsta noastră dacă vrem să comunicăm cu această lume care acum se construiește din punct de vedere al valorilor. Să ne învețe cineva. Păi luăm un tânăr de 20 de ani să ne învețe. Ok, bun. Ce vorbim? Ce mâncăm? Cum ne îmbrăcăm? Că poate nu avem îmbrăcămintea corespunzătoare. Poate mă privești cam de sus, așa cum mă uit la tine. O să fii foarte cool, Avram, să știi. O să fii... Mă cam privești de sus, awesome, așa. Sau cum mai spune? Acum s-a inventat alt termen. O știți cumva, colegii din regie? Nu se mai spune cool, se spune nu mai știu cum acum, că nu am prea multe noțiuni în noi vom domeniul încerca ăsta engleză. Să învățăm. Nu, no, trend e obosit, e vechi. Este suflat, e depășit. Da, da, e expirat. Și cuvintele și expresiile astea la modă au termene de garanție. Nu mai poți desface un borcan din care scoți ceva cool, trendy și mai nu știu cum. Trebuie să fii mereu mai în awesome trend, în decât, trend cu lumea asta, în trend cu lumea care se schimbă. Bun, deci tu ai vinde pe rețele sociale, da? Acolo aș... Dar ce ai face tu din materia primă de acolo? Să zicem, nu știu, dulceața e un clasic deja. Da? Oricum, o dulceață care are căutare mare aș în România pleca, și care nu... Aș putea un pic să mă opresc la dulceață, în sensul că da, ce am văzut la nivel european, la nivel de dulceață, dulceața să nu depășească 25 de grame un borcan. Atenție, 25 de grame. Noi nu avem borcane de la... Borcanele noastre sunt de minim 200, am, 400. Am găsit, da, e adevărat, am văzut. De regulă, 7-8 borcane de dulceață, din care... Păi ăla e mic, Avram, ăla e... Are 3 cm jumate diametru. Aha. Ok. Împreună cu alte 7 borcane diferite, de soc sau de alte fructe, okay. Vinzi... se vinde o poveste. Nu se vinde pentru mâncare, ci se vinde pentru degustare. Mm-hmm. Adevărul că nici nu poți mânca dulceață de trandafir, poți să mănânci o lingură de absolut dulceață de trandafir. Are un parfum prea puternic. E prea pregnantă. Și atunci, practic, te duci într-o altă zonă. Deci nu vorbim de dulceață de trandafir la 400 de mililitri sau la 700-800 de mililitri. Vorbim de esențe tari în sticle mici. Păi dacă faci 20.000 de borcane, hai să ne rezumăm la chestia asta. În mod normal, un borcan de dulceață de trandafir, povesteam cu un prieten comun și care îmi spune așa, dacă vând la Sibiu, zice, vând cu 18 lei borcanul. Dacă vând la Cluj, îl vând cu 23. Dacă îl vând la București, îl vând cu 25, 26. În funcție de piață, în funcție de consumatorii care...
Aia înseamnă 20.000 de borcane dacă rămâi cu 2 euro pe borcan, pentru că vorbim deja de 16 lei, care înseamnă 4 euro măcar, sau și mai mult. 2 euro curați la borcan înseamnă 20.000 ori 2 euro, 40.000 de euro pe care îi faci de pe o cultură de 1.500 de metri pătrați, în care ai investit cât? Pe plantație nu. Un euro. La plantație nu. La plantație. Un euro pe plantație. Dar vei investi la procesare, atenție. La procesare. Avem nevoie de spațiu legal de procesare. Bun, atenție. Fără îndoială. L-ai autorizat odată pentru totdeauna. Da? Da, este o investiție care trebuie luată în calcul de către cel care investește. Cât ar trebui să investească, foarte scurt, 10 secunde? 20.000 în spațiu și undeva la un 5.000 echipamente. 25.000 de euro. Deci cu 25.000 de euro, dragi prieteni, puteți începe o afacere cât se poate de dulce, de parfumată și de stimată în momentul acesta pe piața consumului din România. Pe Startup Nation. Pe Startup Nation, că tot vine în curând. Mâncați sănătos e una din obsesiile pe care încercăm să vi le transmitem și noastră celor de acasă. Mâncați sănătos, căutați produse obținute de către producători mici, de către producători care fac lucrul ăsta în manufacturi. Există deja parteneriate în acest sens. V-am vorbit și ieri de Napoca Aurelia, un parteneriat în care 4 producători, brânză, ulei, presala rece, dulcețuri, siropuri, miere de albine, sunt la dispoziția voastră. Evenimente, au fost evenimente pe aceste teme ale parteneriatelor care se pun la dispoziția noastră a consumatorilor, vor fi și în viitorul apropiat, pe 30 mai, la Universitatea de Științe Agricole, la Ziua Alimentului. Găsiți acești producători acolo. Haideți să vă întâlniți cu ei, haideți să vă cunoașteți cu ei, să păstrați legătura cu ei, încât hrana dumneavoastră să ajungă fie trimisă de ei acasă la dumneavoastră, fie ajungând dumneavoastră și petrecând câteva ceasuri în unitățile lor de lucru, în micile lor ferme. Vă dau garanție că faceți cea mai potrivită alegere. Cam atât pentru astăzi. Nu uitați, treceți la acțiune și dacă vreți să treceți la acțiune și încă nu sunteți determinați, treceți pe 2 iunie pe la Cerdacul cu Lavandă la Brebi, acolo unde, împreună cu Avram Fițiu, vă vom prezenta 7 idei de afaceri, una mai faină și mai atractivă decât cealaltă și de bună seamă vom face ceea ce nu s-a mai văzut în România până acum, un distilat pe bază de plante. Veți vedea cum arată o țuică parfumată cu lavandă. Ne vedem acolo, până atunci ne mai revedem. Mâine seară când stăm de vorbă despre o altă idee foarte faină, o idee absolut șocantă. Da? Vorbim despre șoc, nu? Soc. Despre soc, pardon, am o problemă de logopedie. O rezolvăm în intervalul următor, până mâine. Cele bune, spor la treabă, Doamne ajută!